Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Membrii Consiliului Local Reghin au fost convocați luni 23 iunie în ședință ordinară. Programul întâlnirii a cuprins 18 proiecte de hotărâre, între care rectificarea de buget, organigrama primăriei, organizarea zilelor municipiului Reghin, deplasarea în Italia și înfrățirea cu orașul polonez Lubaciov. Ședința ordinară a Consiliului Local Reghin a fost transmisă în direct la Da Reghin TV. Ședința ordinară a Consiliului Local Reghin a avut loc luni 23 iunie la sediul primăriei. Ordinea de zi a cuprins 18 proiecte de hotărâre și punctul diverse. În primul rând, aleșii locale au discutat rectificarea bugetului general al municipiului pe acest an. S-a votat organigrama statelor de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, precum și ale instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local. A urmat un proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea zilele municipiului Reghin. S-a discutat despre alocarea din buget a sumei de 14.000 de lei pentru deplasarea unei delegații în Italia. S-a avut în vedere aprobarea înfrățirii dintre municipiul Reghin și orașul Lubaciov, Republica Polonă. Ordinea de zi a mai cuprins o serie de proiecte de hotărâre privind terenuri și imobile. Un alt punct a fost organizarea licitației publice cu strigare în vederea închirierii unor suprafețe de teren din ansamblul de lemn cu 7 compartimente situat în piața Petru Maior, având ca scop comerțul cu flori. Nu a lipsit nici de această dată punctul diverse. Mai multe detalii despre hotărârile Consiliului Local veți afla în ediția de marți a Jurnalului de Reghin. Ședința ordinară a Consiliului a fost transmisă în direct la Da Reghin TV. Emoțiile bacalaureatului continuă. Absolvenții de liceu susțin, începând de luni, în perioada 23-27 iunie, proba de evaluare a competențelor lingvistice la o limbă de circulație internațională. La liceele reghinene, probele s-au desfășurat fără probleme, iar prezența elevilor a fost aproape de 100%. Luni 23 iunie a început proba de evaluare a competențelor lingvistice la o limbă de circulație internațională. În cadrul primei probe, candidații au ascultat un fragment audio, urmând apoi să răspundă unor întrebări tip grilă bazate pe informațiile din textul ascultat. În a doua parte a examenului, evaluarea scrisă, s-au testat capacitățile de redactare și citire a unui text. Examenul a durat 2 ore. În acest interval de timp, candidații au avut de scris un eseu pe o temă dată. Candidații au intrat în sala de examen în ordine alfabetică. Nu au avut voie cu manuale, dicționare, notițe, însemnări care puteau fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor și nici cu telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare. La Liceul Tehnologic Petru Maior, examenul s-a desfășurat fără probleme. 180 de elevi au participat la competențele lingvistice. Nu au fost niciun fel de probleme. Examenul s-a desfășurat în cele mai bune condiții. Reprezentanții Liceului Tehnologic Lucian Blaga au declarat că la examenul de astăzi au intervenit mici probleme care nu au împiedicat buna desfășurare a probei orale. Din 151 de elevi care s-au înscris din sesiunea, din promoția actuală, s-au prezentat astăzi la proba de competențe lingvistice 148, deci au fost 3 absenți. Incidente deosebite n-au fost, decât aspecte așa minore legate de tehnică, să spunem, pentru că proba aceasta a implicat folosirea mijloacelor audio. Examenul de bacalaureat va continua pe data de 30 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română, iar pe 1 iulie cu proba la limba și literatura maternă. Pe 2 iulie se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar pe 4 iulie proba la alegere a profilului și specializării. Afișarea rezultatelor va avea loc pe data de 7 iulie și tot în aceeași zi vor putea fi depuse contestațiile, care vor fi soluționate în perioada 8-10 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 11 iulie. Zilele reghinene sunt aproape. Primăria municipiului Reghin a conturat programul oficial al manifestărilor din acest an. Sărbătoarea orașului va avea loc în perioada 11-13 iulie. Ediția din acest an va cuprinde în program aproximativ 20 de soliști de toate genurile muzicale. Printre interpreții de folclor va fi prezent și târgu mureșanul Răzvan Năstăsescu. Cu detalii vine colega noastră Veturia Fechete. Bun găsit! Pregătirile pentru cel mai așteptat eveniment de întreaga comunitate, Zilele Reghinene, ediția 2014, sunt în toi. Sărbătoarea va avea loc în perioada 11-13 iulie. Reghinenii vor avea parte de 3 zile de distracție, un program artistic bogat pentru toate vârstele și gusturile. La categoria muzică populară, printre soliștii care vor fi prezenți, se numără și Răzvan Năstăsescu. Răzvan este un tânăr care, căutând prin lada de zestre a marilor noștri culegători de folclor, încearcă să scoată la lumină cântece care să transmită
muzicului Dorul, Dragostea și Tristețea. A urmat cursurile Liceului de Muzică din Târgu Mureș, apoi la Sibiu a urmat cursurile Facultății de Management Cultural. De asemenea, a fost elev al Școlii Populare de Artă din Târgu Mureș, la clasa profesoarei Dorina Oprea. Ca orice interpret de muzică populară, a trebuit să-și aleagă o zonă care să-l reprezinte, iar el a ales două. Valea Târnavei Mici, care aparține județului Mureș, mama sa fiind născută și crescută pe această vale, iar cea de-a doua zonă folclorică este cea a Țării Loviștei, mai precis Valea Lotrului, Voineasa, zonă care aparține din punct de vedere folcloric de mărginimea Sibiului și care este și zona unde s-a născut tatăl său. În zona Târnavei Mici se întâlnesc numeroase tipuri de cântece, hațegane, purtate, nelipsita învârtită și doina, care este sufletul românului. În zona Voinesei, jiana este cea care ține capul de afiș, fiind urmată de învârtită, țorțoroi și doină, cântece care îl reprezintă ca om și ca artist. Vară, vară, primăvară, dragul mii să fiu cioban, mândrea mea frumoasă tare, sunt doar câteva dintre cântecele care l-au consacrat. De 13 ani încoace, zilele reginene au devenit cu adevărat o sărbătoare a tuturor reginenilor, oriunde s-ar afla ei în lume, pentru că evenimentul este transmis și live pe internet. Detalii despre fiecare solist în parte veți afla urmărind edițiile viitoare ale jurnalului de reghin. Evaluarea națională pentru elevii clasei a 8-a a început luni, 23 iunie. Aproximativ 4500 de elevi din județul Mureș sunt așteptați la cele trei probe scrise, limba română, limba maternă și matematică. Noutatea din acest an o reprezintă faptul că notele pe care elevii le vor obține la evaluare vor avea o pondere de 75% în media de intrare la liceu. Emoții mari pentru elevii reghineni. Evaluarea națională 2014 a început luni 23 iunie cu prima probă scrisă la limba și literatura română. Examenul a început la ora 9 și a durat 120 de minute. Elevii claselor a 8-a au avut parte de emoții înaintea examenului. Unii au spus că subiectele le-au dat ceva bătăi de cap. Pentru alții au fost ușoare. Era un pic greu la compuneri, că nu prea înțeleg compunerele așa bine. Ușoare. Da? Da, a fost bine. La cât te aștept să iei? 9.50, peste 9.50, cred că poate 10, dacă n-am greșit nimic, la compuneri, să văd. Medii, așa. La care ai cel mai mare? Și la compuneri puțin. Așa. Ceva mai mult de 7, așa. Ușoare, grele, mai grele. Cea mai mare problemă la subiectul 3 a fost mai greu, la gramatică a fost destul de greu. Și la cât aștept să iei? Nu prea bun, nici prea rău, mediu, cam așa. În județul Mureș, la cele trei probe ale evaluării naționale sunt așteptați aproximativ 4500 de elevi. Potrivit inspectorului școlar general Ștefan Someșan, examenul s-a desfășurat în condiții normale și a fost monitorizat de corpul de control al ministerului. Astăzi au început probele pentru testarea națională. La nivelul județului Mureș avem înscriși 4.495 de elevi, din care 1.529 la secția maghiară și 58 la secția germană. Afișarea rezultatelor în 27 până la orele 16. Urmează apoi depunerea contestațiilor, rezolvarea acestora și în data de 1 iulie afișarea rezultatelor finale după contestații. Marți 24 iunie, elevii care aparțin minorităților naționale și care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susține proba scrisă, iar miercuri 25 iunie va avea loc ultimul test din cadrul evaluării naționale 2014, proba la matematică. O zi dedicată folclorului și tradițiilor a avut loc la Muzeul Etnografic din Reghin. Evenimentul de Sărbătorii Sânzienelor a avut loc duminică, 22 iunie, și a cuprins vernisajul expozițiilor Ia Românească, Tezaur și Simbol și Satul meu, Jabenița. Poetul popular Cătălin Cioba a lansat o nouă carte intitulată Plin mi podul de mulțam. Ziua a continuat cu obiceiul sânzienelor, prezentat de ansamblul Dredețeana. Au susținut recitaluri, rapsoți și interpreți populari din Reghin și din zonă. Să
Sărbătoarea Sânzienelor a fost marcată în avans de Muzeul Etnografic din Reghin. Duminică 22 iunie, curtea instituției a răsunat de cântece și voie bună. Evenimentul a fost organizat de instituția gazdă și de Asociația Culturală Moșteniri Mureșene, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Reghin, și a cuprins vernisajul expozițiilor Ia Românească și Simbol și Satul meu Jabenița. Ne-am gândit să organizăm o activitate complexă pe care să o denumim Sărbătoarea Sânzienelor în Muzeu. Și atunci am început cu vernisarea expoziției Ia, Tezaur și Simbol. Este adevărat, ea este piesă de bază a costumului popular femeiesc și păstrând, conservând de-a lungul timpului, în primul rând, elemente străvechi de croi. La eveniment a fost prezent și consilierul local Gavril Danciu, un iubitor al tradițiilor și al folclorului. Țin foarte mult la tradițiile populare și mai ales că ați văzut că am avut pe consăteanul meu, Cioba Cătălin, m-am bucurat foarte mult, am un respect deosebit pentru doamna Borzan și pentru tot ceea ce face pentru muzeul etnografic, pentru cultura locală, pentru Valea Mureșului Superior și întotdeauna am venit cu cerere și bucurie și cu admirație pentru meșterii populari, pentru interpreți, pentru artiștii din zona noastră. Țin foarte mult la folclorul din zona noastră, la folclorul transilvanean. Ziua a continuat cu obiceiul sânzienelor prezentat de ansamblul Dredețeana, coordonat de Viorica Sfârâiac. La noi în sat există un obicei de sânziene și am venit să-l prezentăm, să nu se uite și sperăm să iasă bine, să iasă frumos, să placă celor care ascultă. Au susținut momente rapsozii populari Viorica Șandru, Vasile Crișan, Mărioara Popovici, soliștii Larisa Cotoi, Dumitru Gliga, Sorina Bloj și ansamblul Vatra Dorului, coordonat de Stelian Friciu. Ai cu carne o cântanie, cu carne o cântanie, din codru să nu mai vie. Ai da din codru să nu mai vie. Ai când ne-o cânta dimineața, că... Pregătirile pentru zilele reghinene au intrat pe ultima sută de metri și la ediția din acest an va fi prezentă Casa de Cultură Eugen Nicoară cu grupul vocal folcloric și orchestra care va acompania recitalurile artiștilor. Abordăm acest subiect după ce aflăm de la Simina Coto care sunt tendințele previziunilor astrale pentru ziua de marți. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Marți se simte o oarecare confuzie în gândire și o lipsă de sociabilitate, datorată de multe ori abundenței de sentimente contradictorii. S-ar putea să aveți îndoieli în privința propriilor sentimente. Pentru a învinge această stare de inhibiție, este suficient să aveți mai multă încredere în dumneavoastră. Gemenii simt irosesc energia, iar nativii din balanță și asumă prea multe responsabilități la care le va fi greu să le facă față. Dar cu mai multe amănunte, vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. Iubitorii de muzică populară nu vor fi uitați nici în această ediție a Zilelor Reghinene. Orchestra Casei de Cultură Eugen Nicoară va fi prezentă la momentul de deschidere a evenimentului alături de binecunoscuta interpretă Veta Biriș. La momentul de deschidere, care va avea loc vineri, 19 iulie, de la ora 18, va participa Orchestra de Muzică Populară a Casei de Cultură cu grupul vocal folcloric alcătuit din tinere soliste, tinere interprete de muzică populară. Reghinenii vor avea parte de 3 zile de distracție, un program artistic bogat pentru toate vârstele și gusturile. Orchestra Casei de Cultură Eugen Nicoară nu va lipsi de pe scena evenimentului nici sâmbătă și duminică, când va susține recitaluri alături de nume de marcă ale muzicii populare românești. De asemenea, alături de invitații de onoare, de mari interpreți care vor participa în acest an, probabil vom asigura acompaniamentul muzical măcar în una din cele 3 zile sau chiar în 2.
La ediția 2014 a zilelor reghinene, ce va avea loc în perioada 11-13 iulie, vor fi prezenți și alți soliști de muzică populară de top, precum Marius Ciprian Pop, Sava Negrean Brodașcu, Ciprian Istrate, Ionela Moruțan, Maria Butilă, Doru Pop și Răzvan Năstăsescu. Zilele reghinene și-au câștigat un loc bine meritat în viața comunității locale, devenind o adevărată sărbătoare a tuturor reghinenilor. Poetul popular Cătălin Ciobaș a lansat al 5-lea volum de versuri intitulat Plin mi podul de mulțam. Lansarea a avut loc la Muzeul Etnografic din Reghin duminică, 22 iunie, în cadrul unui eveniment complex. Prezentarea cărții a fost făcută de directorul Bibliotecii Petru Maior, Sorina Bloj. Poetul a dedicat acest volum bunicilor săi și cuprinde versuri care majoritatea sunt cântate de interpreți de muzică populară. Plin mi podul de mulțam se intitulează cel de-al 5-lea volum de versuri a poetului popular Cătălin Cioba. Cartea a fost lansată în cadrul unui eveniment complex organizat la Muzeul Etnografic Reghin, duminică 22 iunie. Cătălin Cioba spune că acest volum este cel mai bun dintre toate și cuprinde versuri care majoritatea sunt cântate de interpreți de muzică populară. Prezentarea cărții a fost făcută de directorul Bibliotecii Petru Maior, Sorina Bloj, iar coperta a fost realizată de artistul plastic Marcel Naste. Această carte e dedicată multor prieteni ai mei și pe această cale vreau să le spun că mi-e plin podul de mulțam. Sper să se simtă. Eu, această idee mi-a venit odată, am avut un contract cu cineva, cu un artist, i-am scris și am căzut bolnav. De la stres, de la... Am stat în spital 3 luni și nici nu am primit bani nici în ziua de azi. Și așa mi-a venit ideea să scriu Plin mi podul de mulțam. Și așa, după părerea mea, este dintre cele 5 cea mai reușită. El, de fapt, păstrează tematica, satul românesc, cu neamurile, cu vecinii, cu prietenii. Cele mai multe sunt texte pentru soliștii de muzică populară care așteaptă cel mai mult această carte, pentru că multe sunt cântate de soliștii de muzică populară. Putem spune că au făcut carieră și datorită textelor bune pe care Cătălin le scrie. Cătălin Cioba este unul dintre cei mai valoroși animatori culturali din zona Reghinului, care timp de 7 ani a organizat la Nadășa un festival dedicat soliștilor de muzică populară din județ. Dar de numele său se leagă și alte realizări, iar acest volum aduce un plus de valoare culturii populare ardelene. Este unul dintre cei mai harnici animatori culturali ai județului nostru, este director de cămin cultural în Nadășa, consilier la primărie și noi îl felicităm pentru că odată cu al 5-lea volum aduce plus valoare poeziei populare. Majoritatea poeziilor din carte sunt auzite și pe posturi de radio, de televiziune, texte de muzică populară pe care eu le trec în carte pentru a-i proteja în primul rând pe artiști, pentru că se fură foarte mult și pentru a avea și o dreptură asupra lor. Eu, în primul rând, scriu pentru oamenii de la țară și scriu pe înțelesul tuturor. Deci, ceea ce scriu eu pot să înțeleagă orice om. Care o clasă, care 20 de clase, înțelege ceea ce scriu eu. Bineînțeles, acum pregătesc o carte, mi-e aproape gata. Așa mai romantică puțin, pe înțelesul nu chiar tuturor. Duminică 22 iunie, la Muzeul Etnografic din Reghin, publicul a avut parte de un spectacol folcloric susținut de ansambluri și soliști din zonă, dar și de vernisaje expoziționale. Reghinenii prezenți sâmbătă seara în clubul din centrul orașului a avut parte de o seară pe cinste. Dorul Ivanov, din trupa Spitalul Nou, a venit la Reghin cu un show de stand-up comedy, intitulat Îmi cer scuze că nu-mi cer scuze. Umoristul spune că titlul spectacolului a venit spontan dintr-o replică la care publicul a reacționat pozitiv. Pentru prima dată la Reghin în formula One Man Show, Doru a susținut un spectacol dinamic, interactiv, cu un limbaj liber și fără vulgarități gratuite. Venim cu amănunte după ce trecem pe la redacția Meteo pentru o avanpremieră a jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Marți va fi vreme mohorâtă pe tot parcursul zilei. Mercurul din termometre va urca în Reghin și Târgu Mureș până la valoarea de 26 de grade Celsius. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal.
Îmi cer scuze că nu-mi cer scuze se intitulează show-ul de stand-up comedy prezentat la Reghin de Doru Ivanov. Reghinenii prezenți sâmbătă seară în clubul din centrul orașului a avut șansa să participe la un spectacol de comedie interactiv. Doru Ivanov este membru în trupa de comedie Spitalul Nouă, care are în spate o activitate îndelungată în lumea stand-up comedy. De asemenea, este cunoscut și ca om de radio. Spune că titlul spectacolului a venit spontan dintr-o replică la care publicul a reacționat pozitiv. Sâmbătă seară la Reghin a fost prezent pentru prima dată în formula One Man Show și a pregătit pentru public cele mai amuzante momente din propria experiență de viață. După așa 20-25 de minute trecem la partea mai grea a show-ului în care vorbesc de viața mea și acolo se trece la un pic așa, e mai personal show și automat și ei râd mai mult, că așa e omul râde de rău altuia de fiecare dată. Da, și omul râde de răul lui după ce trece și mi se pare foarte amuzant titlul ăsta, îmi cer scuze că nu-mi cer scuze. Da, a venit, pur și simplu mi-a rămas, am văzut că lumea îl prinde și l-am folosit în continuare. Nu iau bani mulți aici, adică nu iau mai deloc, îți dai seama. Dar la zi de oraș îmi dau bani mulți, nu-mi place să fac zile de oraș, bă, dar mă duc, deci, Andrei, eu nu-ți am și eu un preț pentru care mă... Negociem după să-mi scot și eu măcar banii de benzină, da? Bă, deci nu îmi place să fac zile de oraș, dar îmi dau aia bani, trebuie să treci eu din ceva și mă duc să prezint câte o zi de oraș. Doru Ivanov mai spune că un bun comediant trebuie să aibă talent nativ, să fie spontan și natural, pentru că simțul umorului nu se învață. Trebuie să fii în primul rând natural, adică să spui ce ai de spus tu despre viața ta și să nu încerci să faci publicul să râdă forțat, adică să faci de la sine. Dacă vine de la sine e ok, dacă nu e o chestie care se învață. Se exersează și se îmbunătățește de la an la an, dar dacă nu există ceva nu poți să înveți treaba asta. Deci trebuie să fii natural, asta e cel mai important. Spectacolul susținut sâmbătă în clubul din centru a fost unul dinamic, cu un limbaj liber și fără vulgarități gratuite. De altfel, Doru spune că fenomenul vulgarității în stand-up-ul românesc a început să dispară. E în scădere treaba asta cu vulgaritatea. A fost o explozie la început pentru că erau primele glume care veneau la pachet cu niște cuvinte, mă rog, nedifuzabile, după care au venit și alți comedianți mai puțin talentați care au crezut că dacă spui acele cuvinte, automat publicul râde. Publicul nu râde la acele cuvinte, publicul râde dacă e gluma bună. O glumă bună nu e vulgară sau nevulgară, e o glumă bună sau așa atât. Dar asta a tras în jos tot fenomenul la un moment dat pentru că unii au crezut că dacă fac un umor vulgar, automat au succes și s-au înșelat. Aha, deci până și sinuciderile se anunță pe Facebook, vă jur. Dacă poți să mai vrăduci un pic din înalte, că vorbesc eu pe așa, ok. Bă, deci, serios, asta nu-i glumă, am văzut la știri, s-a sinucis, nu și-a postat pe Facebook azi la ora 7, mă spânzul. Deci, e pe bune, s-a întâmplat prostia asta. Bă, prietene, poate eu am o zi bună. Azi la ora 7 mă spânzuri, dar ghiși ce? Azi la ora 7 mă spânzuri, 752 de people like this. Școala s-a terminat și mulți dintre noi deja ne facem planuri de vacanță. Fie că mergem la mare sau la munte, trebuie să ținem cont că este important să ne protejăm pielea de razele soarelui. Expunerea excesivă ne poate provoca probleme majore de sănătate, începând cu arsuri cutanate, insolații și chiar cancer de piele. A sosit în sfârșit vremea frumoasă. Soarele ne încântă cu razele sale calde și strălucitoare, dar sub efectul benefic al razelor ultraviolete se află și multe pericole. Efectele nocive ale expunerii excesive la soare sunt cumulative și irreversibile. Ne pot provoca probleme grave de sănătate. De la arsura cutanată de diverse grade până la arsuri mai grave chiar, deshidratare, insolație, deci sunt boli foarte grave care pot să apară dacă nu ne protejăm de căldură și de razele solare. Expunerea frecventă, repetată la ultraviolete, atât naturale cât și artificiale, adică solar, poate în timp să ducă la cancerul de piele. Dar acestea nu sunt toate, mai sunt și altele. Pielea se îngroașă și are o tendință să se usuce mai ușor. Fotoîmbătrânirea cutanată prin alterarea fibrelor de elastină și colagen, alterarea ADN-ului celulelor epidermice și scăderea imunității cutanate, apariția de pete pigmentare, agravarea unor afecțiuni dermatologice sau non-dermatologice.
Dar oare cum putem satisface dorința de a ne bronza și să evităm des întâlnitele arsuri solare? Medicii recomandă prudență și expunerea la soare doar între anumite intervale orare. Și crema de protecție este extrem de importantă. Ea nu trebuie să ne lipsească atunci când ieșim din casă. De razele ultraviolete nocive, prin neexpunerea la soare între orele 10 și 16, prin folosirea de cremă de protecție solară la copii cu factor cel mai mare, adică 50, și așa că trebuie administrată crema de mai multe ori pe zi, nu doar o dată. Pentru a menține protecția, crema nu este singura modalitate care ne ajută. Vestimentația din materiale naturale, pălăriile, ochelarii de soare sau umbrelele nu trebuie neglijate. Un festival cu numele regretatei soliste Ramona Fabian are loc în aceste zile la Târgu Mureș. Este vorba despre prima ediție a festivalului concurs interjudețean de muzică populară SACFIUTS, Memorial Ramona Fabian, organizat de Asociația Culturală Floare Rară. Manifestarea are ca scop principal descoperirea și promovarea unor tineri interpreți. La concurs au înscris 24 de concurenți din toată țara, cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani. Organizatorii vor oferi premii în valoare de 1000 de euro. Memorial Ramona Fabian, așa se intitulează primul festival concurs dedicat cântăreței Târgu Mureșene, care și-a pierdut viața anul trecut într-un accident rutier. La concurs participă adolescenți și tineri, interpreți de muzică populară cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani. Dintre aceștia, 4 sunt din județul Mureș, iar o interpretă este din Reghin. Concursul va cuprinde 3 probe, iar interpreții vor fi notați și pentru costumul popular pe care îl poartă. Astfel, repertoriul concurenților trebuie să cuprindă obligatoriu o strofă dintr-o doină sau baladă, de maximum 3 minute, un cântec de joc cu acompaniament, maximum 4 minute, și prezentarea costumului popular trebuie să dureze maximum 3 minute. Festivalul își propune să contribuie la descoperirea și promovarea celor mai valoroși tineri interpreți de muzică populară, la stimularea interesului publicului pentru receptarea creațiilor folclorice autentice, la valorificarea comorilor cântecului și a portului popular românesc. Evenimentul se desfășoară în perioada 23-25 iunie la Târgu Mureș, în organizarea Asociației Culturale Floare Rară, în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș. Vor fi acordate următoarele premii: trofeul SACFIUTS în valoare de 2000 de lei, premiul 2 va fi de 1000 de lei, premiantul locului 3 va fi răsplătit cu suma de 700 de lei. De asemenea, se vor acorda și 2 mențiuni de câte 400 de lei. Fotbalul în sală este apreciat și la Reghin. Prima ediție a turneului de futsal Cupa Municipiului Reghin a avut loc în perioada 15-22 iunie. Evenimentul a fost organizat de Asociația Sportul pentru Toți, cu sprijinul Primăriei Reghin, a Consiliului Local și al Asociației Județene de Fotbal Mureș. Competiția s-a desfășurat în sala de sport din Parcul Tineretului și au participat 5 echipe din Reghin. Premierea a avut loc duminică 22 iunie. În perioada 15-22 iunie a avut loc la Reghin prima ediție a Cupei Municipiului Reghin la futsal. Evenimentul a fost organizat de Asociația Sportul pentru Toți, cu sprijinul Primăriei Reghin, a Consiliului Local și a Asociației Județene de Fotbal Mureș. Competiția s-a desfășurat în sala de sport din Parcul Tineretului și au participat 5 echipe. La final, câștigătoarea locului 1 a fost echipa Larix, urmată de Forestierul pe locul 2, Under 18 pe locul 3 și Dalin pe locul 4. S-a desemnat cel mai bun portar și golgheterul turneului, iar Asociația Județeană de Fotbal a oferit un premiu special pentru Fair Play. Cu acest prilej s-a constituit o echipă de futsal în care au fost selecționați cei mai buni jucători din turneu. Pentru prima dată, colegii mei, care sunt specialiști pe fotbal și fotbal în sală, Cif Adrian, domnul Vian Bonț și arbitru Călin Săplăcan, s-au implicat foarte activ și luna aceasta, iunie, am constituit nu numai o competiție adresată, am fi vrut să fie mai multe echipe, au fost astăzi doar 4, dar important este că s-a constituit din cei 4 membri componența echipelor o echipă care în scurt timp va concura cu echipa campioană a României de la Târgu Mureș. A fost o reușită atâta timp cât Fair Play-ul a primat acest turneu, deci am acordat și un premiu Fair Play echipei cele mai sportive, care cred că a fost un
prim pas în promovarea acestui sport, futsal și la Reghin. Consider că, cel puțin în declarațiilor celor din Federația Română de Fotbal, vom depune toate eforturile ca și Reghinul să aibă o echipă de futsal în competițiile naționale. Echipele participante au arătat și au făcut un spectacol fotbalistic apreciat atât de către noi organizatori cât și de spectatorii prezenți. Cea mai bună echipă a fost declarată echipa Larix, iar a fost premiată alături de echipele câștigătoare și cel mai bun jucător, cel mai bun portar și echipa Fair Play. Cel mai bun portar a fost portarul Suciu Sebastian de la Larix. Golgheterul Câmpian Gicu, tot de la Larix. Echipa Fair Play, echipa Under 18. Membrii Asociației Sportul pentru Toți au planuri mari pentru această vacanță de vară. Primele proiecte vor avea loc cu prilejul zilelor reghinene. Prin organizarea bună, prin sprijinul activ al Primăriei Municipiului Reghin și a Consiliului Local, Asociația Sportul pentru Toți Reghin este deosebit de activă, crește de la lună la lună și vă sperăm că, deși vine și este perioada vacanței, veți mai vedea competiții organizate portând amprenta noastră. Se apropie festivalul municipiului Reghin, unde iarăși ne veți găsi cu 4 probe. Festivitatea de premiere a avut loc duminică 22 iunie. Câștigătorii au fost răsplătiți cu diplome, cupe, medalii și mingi de fotbal. Rămâneți în continuare cu Da Reghin TV! Luni 23 iunie de la ora 19 puteți urmări emisiunea în limba maghiară Varoșchep, realizată de Kish Miki Melindo. De la ora 21, Ghiță Zileriu vă invită la ora campionilor alături de sensei Gheorghe Filpișan, sensei Alexandru Giurgiu și președintele clubului Takenoko Vasile Dinu Gliga. Marți 24 iunie de la ora 17 nu ratați Reghinul în direct cu Ghiță Zileriu. Invitatul ediției este directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș, Reghina Fărcaș. De la ora 21, Simina Cota vă invită la o nouă ediție a emisiunii Instituția. Doamnelor, domnilor, veți urmări acum rubrica Jurnal Plus cu amănunte referitoare la tradițiile aferente nopții de sânziene. Veți vedea apoi Jurnalul Economic și Cursul Valutar, Jurnalul de Astre și Prognoza Meteo. Mie îmi mai rămâne doar să vă doresc o seară frumoasă. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Sărbătoarea sânzienelor are, pe lângă latura religioasă, și o latură a satului românesc, iar florile de sânziene se consideră că au puteri magice. Dumneavoastră, ce ne puteți spune despre această sărbătoare? Da, sărbătoarea sânzienelor este una dintre cele mai importante sărbători păgâne românești, peste care creștinismul a suprapus sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Se spune că sânziana, fecioară frumoasă, sora soarelui, Sânt Ioana se mai numea, s-a dus la câmp, a cules niște flori galbene din care și-a făcut o cunună, a venit cu ea acasă și a aruncat-o pe casă zicând: cunună, de vei rămâne pe casă, voi trăi, iar de vei cădea, voi muri. Cununa a căzut și fata a murit. De atunci, se spune, s-a păstrat obiceiul ca de sânziene femeile și fetele în lumea satului românesc să împletească cununi de sânziene pe care să le arunce pe casă, dar cu dragoste de viață și de iubire. Fetele mai mult duc pe ascuns să nu fie văzute cununi de sânziene și cu gândul la drăguțul lor le aruncă pe apă și doresc să li se împlinească visul, să fie feciorul dăruit ei. Sânzienele sunt flori galbene și albe, puternic mirositoare, cu forță magică și putere tămăduitoare deosebit de mare. Ele, poate de aceea, se bucură de o atenție deosebită, li s-a acordat ca zi o sărbătoare, ziua de 24 iunie, situată în preajma solstițiului de vară. Durata lor de înflorire este scurtă, cam atunci înfloresc și trăiesc sânzienele și în ziua de sânziene, femeile și fetele
E bine să meargă dimineața pe rouă, pe câmp, să culeagă sânziene, să le aducă la biserică, să fie sfințite de preot și să le așeze la icoană, iar când este vreme mare, sânzienele se aruncă în foc, 2-3 fire uscate, sau se aprinde o lumânare, se spune o rugăciune și se aprinde sânziana de la lumânare și se pot tămădui durerile sufletului, dar se pot vindeca și dureri de mijloc dacă îți împletești din sânziene un brâu și te încingi cu acest brâu de sânziene. Mai mult se poate folosi și ceaiul de sânziene. Deci sânziana, așa cum am spus, este o floare de dragoste, o floare magică. Dar ceea ce este de reținut după ziua de sânziene, se știe că durata zilelor scade, crește lungimea nopților, cucul nu mai cântă, se spune că s-a necat cu un bob de orez și apar licuricii. Licuricii sunt îngerii păzitori ai Domnului, sunt cei care călăuzesc pe oameni în călătorii atunci când ajung într-un loc necunoscut, pădure, și nu se mai pot orienta. Tot în ziua de sânziene, florile, toate florile au putere maximă de leac, iar după sânziene, puterea acestor flori tămăduitoare, nu numai a sânziene, altor flori, începe treptat să scadă. Există însă flori, cum este oleandru sau plante, cum e usturoiul, care își păstrează puterea tămăduitoare la fel de puternică până la ziua lor de recoltare, care este de ziua Înălțarea Sfintei Cruci, deci în 14 septembrie, dar celelalte își pierd ușor din forța lor tămăduitoare. Există anumite superstiții în lumea satului, în afară de acest obicei, care pare similar cam în toată zona noastră? Superstiții legate de sânziene, se spune așa că în noaptea de sânziene, Sunt Ioana sau Sânziana, zeița agrară a lanurilor de grâu, împreună cu alaiul ei nupțial, fete tinere, fecioare, dansează, cântă și dau prin acest dans ritual al lor, în noaptea de sânziene, bob spicului de grâu. Deci atunci prinde rod spicul de grâu și după sânziene, încet, încet rădăcina grâului se usucă. Aceasta ar fi, nu aș numi o superstiție, ci o realitate. Dar florile de sânziene sunt folosite și pentru descântece, pentru descântece de dragoste, pentru ursite, pentru că această zână protectoare a lanurilor de grâu, dar și a femeilor măritate, este simbolul fecundității, al fertilității, și atunci este bine ca femeile să poarte în mână sau la brâu sânziene, mai ales cele care nu au copii, în ideea că aduc fecunditatea și fertilitatea familiei tinere, iar babele mai bătrâne din lumea satului folosesc aceste flori pentru descântece de dragoste, numite vrăji. Bine, le fac în noaptea de sânziene la solicitarea unor fete tinere sau a unor văduve rămase singure, ca să poată să își găsească ursitul. Acestea ar fi, nu superstiții, ci realități din lumea satului românesc. Deci trebuie să înțelegem că toate acestea se fac în noaptea din 23 spre 24. Da, în această noapte de sânziene este o noapte magică și dacă dimineața de sânziene te duci când încă este rouă, până nu răsare soarele, și iei roua de pe sânziene și o imprimi asupra unui obiect care ți este ție drag, el devine un talisman, adică îl vei purta la gâtul tău sau în buzunarul de la inimă, sau undeva într-un loc numai de tine știut, și îți pui în gând o dorință și când te-ai dus să culegi roua, ea ți se împlinește.
strălucire, eleganță, rafinament, îmbrăcăminte și încălțăminte special creată de binecunoscutele branduri românești. Și tu, și ea, și el. Glamour strălucește în fiecare. Oferta promoțională la motocoasele Stihl, începând de la numai 630 de lei. Stihl, numărul 1 mondial, prin Antora Invest Rain. Complexul turistic AIMA. Destindere și relaxare la piscinele și terasele din cadrul complexului. Restaurant cu 250 de locuri pentru evenimentele speciale din viața ta. Poligon de tir. Hotel de 3 stele. 26 de camere cu 1, 2 sau 3 locuri plus apartament matrimonial. Sală de conferințe cu o capacitate de până la 100 de locuri. Complex turistic AIMA. Reghin Bistrița, kilometrul 5. Strada Dealul Brezii, numărul 45. Niagara, strada Izvorului, numărul 11. Spălătorie și cosmetizare auto, vulcanizare, vânzare anvelope noi, nou, spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare la doar 5 lei metrul pătrat. La noi, covoarele devin uscate în maxim 8 ore, în uscătorie profesională. Livrarea lor are loc în maxim 24 de ore după preluare. Pentru ridicări de la domiciliu, poți suna la telefon 0745 377 779. Transportul este gratuit. Spălătoria Niagara, Reghin, strada Izvorului, numărul 11. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Viața e ca un joc de șah, ca o tablă de șah. Sunt Ovidiu Insan și vă aștept să discutăm despre oameni, cu oameni, despre viață și despre toate. Toate care ne interesează, toate care ne privesc, toate care ne frământă. La Jurnal Economic. Transportatorii rutieri pot cere din iulie restituirea a
Procenți din acciza suplimentară la carburanți, după ce s-au înscris în prealabil la ARR, administratorul acestei scheme de ajutor de stat. De acesta ar putea beneficia peste 20.000 de firme. Ministerul Finanțelor Publice a postat vineri proiectul de hotărâre prin care se stabilesc condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat către operatorii de transport rutier licențiați, a sumei de 4 eurocenți din acciza suplimentară de 7 eurocenți aplicată începând cu 1 aprilie 2014. Condițiile sunt stabilite în mod diferențiat, în funcție de locul în care sunt stabiliți operatorii economici, respectiv în România sau în alte state membre, precum și în funcție de tipul vehiculelor. Procedura de restituire a unei acciza suplimentară este structurată în două etape. Prima etapă presupune înregistrarea operatorilor economici în registrul vehiculelor și al operatorilor economici eligibili. ARR verifică atât eligibilitatea operatorului economic, cât și pe cea a vehiculelor pe care le deține. Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat este 4 aprilie 2014, 31 martie 2019. Inclusiv, iar bugetul alocat este de 3,02 miliarde lei pentru anul 2014. Bugetul alocat acestei scheme de ajutor este de 282,5 milioane lei cu posibilitatea suplimentării. Ministrul IMM-urilor, Turismului și Mediului de Afaceri, Florin Jianu, vrea să înființeze parcuri turistice după modelul celor industriale, care să beneficieze de facilități fiscale pentru a încuraja investițiile, inclusiv în cazinouri sau terenuri de golf, pentru a atrage mai mulți turiști. Schema poate fi extinsă la toate investițiile în turism, care creează noi locuri de muncă și în infrastructura de agrement. Ministrul Florin Jianu a arătat că această abordare mărește gradul de ocupare și sezonul turistic. Jianu a anunțat în luna aprilie intenția de a realiza scheme de ajutor de stat pentru turism, litoralul urmând să fie unul dintre proiectele pilot. El preciza la acea vreme că din 89 și până în prezent nu au existat asemenea scheme de ajutor de stat în turism, deși sunt posibile, adăugând că nu este necesară aprobarea Comisiei Europene în acest sens, ci doar informarea acesteia. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, informațiile economice de astăzi. Sunt Veturia Fechete și vă invit să urmăriți în continuare cursul valutar al zilei, iar cu știrile din domeniu vă aștept mâine la aceeași oră. La revedere! Astăzi, casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4 lei și 41 de bani. Un dolar american s-a vândut cu 3 lei și 26 de bani. Un franc elvețian a fost vândut astăzi la ghișee cu 3 lei și 65 de bani. O liră sterlină a fost astăzi la vânzare 5 lei și 53 de bani. Pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem din buzunar 1 leu și 45 de bani. De asemenea, astăzi la ghișee s-a cumpărat un euro cu 4 lei și 5 de bani. Un dolar american a fost cumpărat cu 3 lei și 19 bani. Francul elvețian s-a achiziționat cu 3 lei și 55 de bani. O liră sterlină a costat astăzi la cumpărare 5 lei 40 de bani. Pentru 100 de forinți maghiari, casele de schimb valutar au plătit 1 leu și 41 de bani. Potrivit Băncii Naționale a României, gramul de aur a ajuns astăzi la cotația de 136 de lei și 70 de bani. Bine v-am regăsit! Berbec, s-ar putea să suferiți pierderi financiare ca urmare a eșecului unei afaceri în care v-ați pus mari speranțe. Relațiile cu partenerii de afaceri sunt tensionate și din cauza dificultăților de comunicare. Înarmați-vă cu răbdare și evitați speculațiile financiare. Taur, deveniți irascibil din cauza problemelor financiare. Dacă nu vă temperați nervozitatea, riscați să jigniți un prieten. Nu este o pentru a susține examene sau proiecte și nici pentru călătorii. Puteți însă să petreceți momente plăcute în compania persoanei iubite și a celor tineri din familie. Gemeni, întâmpinați mai multe obstacole și aveți impresia că vă irosiți energia, ceea ce vă creează o stare de nervozitate. Cei din jur vă înțeleg și încearcă să vă ajute. Relațiile cu persoana iubită au o evoluție favorabilă. Spre seară reușiți să rezolvați împreună o problemă casnică. Rac,
aveți tendința de a reacționa impulsiv și riscați să vă îndepărtați partenerii de afaceri și prietenii. Ar fi bine să dați dovadă de mai multă diplomație. Vă sfătuiesc să vă menajați sănătatea și să vă odihniți mai mult. Acordați mai multă atenție problemelor personale ale membrilor familiei. Leu. Un prieten nu își respectă promisiunea făcută cu puțin timp în urmă, ceea ce vă irită peste măsură. Nu are rost să vă enervați, mai ales că întârzierea s-ar putea să aibă cauze obiective. Dacă veți da dovadă de înțelegere, veți evita o ceartă sau chiar ruperea legăturilor de prietenie. Fecioară. Astăzi nu este indicat să vă ocupați de probleme care necesită mult tact. Sunteți irascibil și nu reușiți convingător. În schimb, relațiile cu partenerul de viață sunt foarte bune, iar cu sănătatea nu aveți probleme. Cu celelalte zodii vă aștept în doar câteva minute. Flozo, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastra ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE, feroneria de calitate superioară și sticla termoizolantă Low-E cu argon conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate. Între 1 mai 2014 și 12 decembrie 2014, Flozo organizează campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a treia. La cumpărături de minim 500 RON la toate tipurile de ferestre și uși din PVC și aluminiu, ai șansa de a câștiga 10 premii. Premiul 1. Un frigider Whirlpool. Premiul 2. Un pachet cu cuptor, plită și hotă incorporabilă. Premiul 3. O mașină de spălat Whirlpool. 2 cuptoare electrice. Un storcător de fructe. 2 cafetiere cu râșniță, 2 expresoare. Tragerea la sorți va avea loc în data de 15 decembrie 2014. Detalii despre campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a treia, găsiți în locațiile din Reghin, strada Gării numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, strada Gării numărul 48, telefon 0266 342 128. Flozo, calitate, promptitudine, competență. Cadența. Încălțăminte din piele. O gamă bogată de modele pentru femei și bărbați. Prețuri de producător. Cadența. Nou în Reghin, magazin de prezentare Mini Pri pe strada Iernuțeni. Sunteți așteptați în magazinele Cadența din Târgu Mureș și Cluj-Napoca. Cadența. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.